Managerul Gheorghe Tadic s-a arătat dezamăgit de evoluția jucătoarelor sale după partida pe care HC Zalău a pierdut-o cu scorul de 23 la 26 pe terenul celor de la Universitatea Neptun Constanța. Antrenorul Gheorghe Tadic speră ca echipa sa să facă un rezultat bun în jocul pe care echipa sa l-a susținut duminică pe terenul formației Universitatea Neptun Constanța, însă lucrurile au stat, iar formația de la poalele meseșului a cedat la trei goluri după ce a fost condusă aproape pe tot parcursul jocului. Lipsa celor cinci jucătoare accidentate, printre care și capitanul Georgiana Ciuciulete, și-a pus serios amprenta asupra evoluției echipei zeloane în meciul de la Constanța, mai ales că celelalte jucătoare nu se ridică la așteptări antrenorului Gheorghe Tadic. Clubul trece printr-o perioadă foarte delicată, având în vedere că jumătate dintre jucătoarele titulare sunt accidentate. Practic ne lipsesc cele mai bune jucătoare de la linia de 9 metri și de pe semicerc dintre jucătoarele valide o serie sunt doar ca sparing partner la echipă, iar altele sunt veșnice speranțe. Sunt jucătoare de partea a doua clasamentului, nu care pot face față împotriva echipelor de pe primele locuri. Faptul că Tadic este antrenor la echipă nu rezolvă problema, fiindcă nu pot eu să intru în teren în locul lor. Este greu să faci performanță cu jucătoare de nivel mediu. Declinul echipei zeloane a început după partida de la Cluj, în finalul căruia s-a accidentat interul Claudia Constantinescu. Meciul de la Cluj nu a costat accidentarea Claudiei Constantinescu, a care prezența ar fi însemnat mult în partida de pe teren propriu cu Craiova. Cu Constantinescu și Ciciulet în teren aveam șansă la victorie chiar și la Constanța, consideră tehnicianul formației zălăoane. Tadiș nu se gândește la transferuri în pauza dintre tur și retur, chiar dacă este nemulțumit de evoluția anumitor jucătoare. Nu se pune problema de transferuri fiindcă în pauza dintre tur și retur nu sunt jucătoare libere de contract decât cele date afară de la echipe pe motiv de indisciplină sau cele care devin libere de contract din cauza că nu au fost plătite la timp. Ultimele patru partide din prima parte a campionatului sunt extrem de dificile pentru formația Zălăoane care va primi vizita formațiilor ASC Corona Brașov și HCM Roman, iar în deplasare va întâlni campioana HCM Baia Mare și HCM Râmnicu Vâlcea.